Salutare, frate, sunt Alex Letare și așa cum v-am promis, astăzi fac Skyforge Reloaded, stagiul 13. Când o să mă lupt cu boss-ul ăla final. Am să pun imaginea pe fundal, fiindcă vreau să se vadă și ok. Da, deci hai să dăm drumul. Da. Deci, haideți, frate, să începem, deoarece, da, bine, să începem. A apăsat. Așa, deci hai să dăm drum. Așa, hai să ne luăm scuturi și astea. Și atomice și... Hai, ia. Aaa, uite mă cum vin alea. Bă! Și nu știu dacă vedeți, dar trebuie să vedeți că aveți acolo. Fiindcă v-am pus acolo în față, fiindcă eu sunt șmecher. Alexandru ce șmecher. A, da! Fraților, și uitați-vă, am spus, să mă abonați și la Alex cel Maker, fiindcă este canalul meu secundar. Ia uite, mă! A, să vedeți acum, bă. Ia să vedem câte viață mai am. 100%. Hai mă, mori. Așa. Da, fraților, haideți acum să dăm aici. Stați să vedeți, fraților, când ajung la boss-ul final, cum sunt de-abia partea asta e ușoară, rău. Adică, gen, eu am trecut-o de 7-2. Bă, ești nebun! Ați văzut câtă viață mai am? Mai am doar 9% viață. Cine, când și cum a atins? 9% viață. Doamne ferește. Ei, dacă mai vinge, sunt mort. Scut. Hai că acum am 15%. Frate, dar când m-a atins, cred că m-a atins laserul ăla. A, da, fraților, deci partea asta este super simplă. Aici o să se apropie de... Deci... Deci de la partea asta sunt sigur că mai vreau acum și... Se apropie de boss-ul la final. Așa. Gata, fraților, acum o să trec la boss-ul final cu 15%. Cea mai nasoală chestie. Deci dacă mă ating chestiile astea roz, fac episodul ăsta degeaba. A murit. Bine, fraților, haideți să mai încercăm o dată. De data asta să fim mai atent la chestiile alea. Frate, dacă m-au atins alea, deci... Stai, așa. Aoleu, bă, ce mă enervează chestiile astea așa. Aoleu! Ia uite mă că ăsta, da, deci aici partea asta este simplă, dar trebuie să am grijă la laserele alea. Frate, dar nici nu a fost atent când m-a lovit, doamne.
16. Bă! Ăsta când naibii m-a lovit? Și că mai am doar 52%, dar ăsta când naibii m-a lovit? A, gata, de aici este simplu, că a fost atent să răbolovească, gata, de aici a știut. De aici așa a revenit Alex. Yes, am reușit să prind într-un videoclip de-al meu o navă ajutor. Hei, navă ajutor, să ai grijă la chestia asta. Ai grijă! Aoleu, te-a rămit! Nava mea ajutor! Bă, mai are tot 50%. Ha! Ce tare! Bă, nu se poate așa ceva. Hai să băgăm o atomică aici și dăm recul final. Poc! Hai! Hai, navet, ajută-mă la ăsta. Hai că aici mie mi se pare că mai grea chestia. Ah, așa. Bă, mi-a murit naveta. Au, bă, nu știu că mi s-a părut. Na. Că mi-am economisit deja, că mi-am economisit o atomică aici. Acum, cum am spus, trebuie să am grijă la porcările astea. Ai și tu grijă, na, vete că tu mai ai 25% și ești mâncată. Ba, am spus să ai grijă, nu te mai duce în alea. Iet, eu mai am 26% și asta mai are 25%. Mi-a murit nava. Gata, fraților, în sfârșit am ajuns la bossul ăsta final, priviți. Da, bine, hai, skip. Bă, să vezi acum cum o face ăsta turtă și țăndări. Fraților, de ce s-a făcut chestia aia roșie? Bă, să nu spui că o să tragă câteva după mine, nu? Aoleu, bă, cred că știu să bată. Ia! Ești nebun! Yeah! Unul e mort, acum e ăsta. Așa. Priviți acum, fraților, că acum nebunește ăsta și scoate la serile. Nu stai, nu. Încă nu scoate la serile. Deocamdată face rotația, cum se spune. Aoleu, să vedem cum o mai strecură acum printre toate astea. Așa, hai că mai am 23, hai că mai am destul de asta. Credeam că am puțin. Bă, dar am 23 și mie mi-arată cu roșu, ce naiba? Priviți acum, fraților. Acum am 20.
Primiți acum ce se întâmplă. Ia fiți atenți. O nebunită asta. Bă! Ăsta-i nebun! Da, hai că am distrus și eu, te dar vii o părțițică, ăsta nu are mult și mă distrug. A, pe ăsta nu are mă cum să mă distrugă dacă eu fac chestia asta. Mamă, păi am distrus deja toate patru alea, hai, încă știu ce mai am distrus. Acum am de distrus chestia asta din mijloc, uite, și deja mai are 51%. Aaaa, păi fiți atenți aici, fraților, ia, stai puțin. Gata, e mor, stai să te mai prind acum, odată. A, priviți, păi e mor. Gata, uitați. L-am urât. E? Ce te bătă, sunt tare sau sunt tare? Deci gata, fraților, l-am urât. Da, am fost destul de... Tot ce scoate mi-e așa bombă sună în zeteo. Noi rog de falsitate suntem cei mai vero. Pau niște camera, Sony sau Canon. Dacă te cheamă Vasco Diao să te bagem. Deci da, fraților, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut să dați un like, să distribuiți, să bagă și alți oameni. Eu am fost aici, tare, ne revedem data viitoare la noul episod. Pa! Foarte o nu va înceta. Ia bradu, pune o stea. 5 stele ca în GTA.